Da, mulțumim. Mulțumesc. Bună dimineața, bine ne revedem la o nouă conferință de presă prin care mi-am propus să vă aduc la cunoștință câteva dintre activitățile pe care ni le-am propus pentru această săptămână. În primul rând vreau să vă informez că se continuă cu lucrările de investiții în Roman. Profităm de vremea bună și lucrăm la reabilitările trotuarelor. Am finalizat tot ceea ce înseamnă reabilitări de trotuare în zona Miron Costin, Sucedava, Aprodu Arbore, Petrodava și ne-am mutat cu echipele pe bulevardul Roman Mușat, pe segmentul cuprins între sensul de girație de la Doi Măgari și sala sporturilor, bazinul de not. Se lucrează pe partea cu bazinul de not. Deja am început reabilitarea trotuarelor în această zonă. Intrăm și pe străzile adiacente bulevardului Roman Mușat, astfel încât, profitând de vremea de afară, să avansăm cât mai mult cu aceste lucrări. De asemenea, se lucrează și pe strada Bogdan Dragoș, acolo unde pe trotuarul drept de la intersecția cu strada Islazului spre podul de la Gădinți se lucrează cu montarea pavajului și în funcție de temperaturile de afară, dacă se anunță în continuare pozitive, vom continua cu montajul bordurilor și ulterior continuarea pavării. De asemenea, se lucrează și în cartierul Nicolae Bălcescu la rețeaua de preluare a apelor pluviale. Se lucrează în zona străzii Salciei, astfel încât să avansăm cât mai mult cu acest sistem de preluare a apelor pluviale. După care, cel puțin pentru străzile Zimbrului, acolo unde s-a finalizat și înlocuirea rețelei de apă, spuneam strada Zimbrului, Cocorului, Ciocârliei, Vișinilor, Tinosului, Prundului, să, și un segment de strada Narciselor, să o predăm către asfaltator și să înceapă pregătirea terenului în vederea asfaltării acestor străzi. Pentru străzile Sărata, Salciei, Zebrei și Fundătura Zebrei, vă spuneam, așteptăm evaluarea proiectului cu finanțare europeană, care face parte dintr-un proiect integrat cu reabilitarea școlii Carol I din cartierul Nicolae Bălcescu și în totalitate, la sfârșitul acestui an, să avem toate străzile din municipiul Roman asfaltate. În ceea ce privește extinderile de rețele de gaze naturale, așteptăm temperaturi pozitive, având în vedere complexitatea lucrărilor în rețelele cu gaze naturale, iar pe mai departe pregătim terenul în Bulevardul Republicii, ansamblul din Bulevardul Republicii, în vederea amenajării peisagistice din acest cartier. În ceea ce privește bugetul, acesta se află deja în dezbatere publică de vineri. Așteptăm propunerile, sugestiile din partea persoanelor interesate să depună la biroul unic din primărie până la data de 1 februarie sau de asemenea pe adresa de mail contabilitatea@primariaroman.ro, fiecare persoană putându-și aduce contribuția la acest buget pe care noi l-am propus. Astăzi vom încărca și lista de investiții în sistem, astfel încât și aceasta să poată fi vizualizată. Vom propune momentan investițiile în derulare, în continuarea celor începute anul trecut și în funcție de dezbaterile pe care le vom avea în această săptămână și de propunerile persoanelor interesate, să creionăm lista finală a investițiilor pentru acest an.
Dacă tot vă spuneam despre dezbaterile publice din această săptămână, vreau să vă readuc la cunoștință calendarul dezbaterilor. Astăzi, începând cu ora 12, ne vom întâlni cu reprezentanții din domeniul educației. Mâine, marți 21 ianuarie, la ora 11, ne vom întâlni cu reprezentanții din domeniul sănătății, iar de la ora 13 cu reprezentanții oamenilor de afaceri. Miercuri, 22 ianuarie, ne vom întâlni la ora 11 cu reprezentanții ONG-urilor, iar de la ora 14 cu reprezentanții Consiliului Tinerilor. Joi, 23 ianuarie, ne vom întâlni de la ora 11 cu reprezentanții Consiliului Seniorilor, urmând ca joi, 30 ianuarie, după ședința de Consiliu Local, să dezbatem forma finală a bugetului cu consilierii locali, astfel încât undeva în perioada 5-10 ianuarie, februarie, să aprobăm prin hotărâre de Consiliu Local bugetul primăriei Roman pentru anul 2020 și lista de investiții și de studii, astfel încât să trecem cât mai repede la organizarea licitațiilor și atribuirea lucrărilor, pentru că atunci când vremea va permite să înceapă efectiv lucrările în municipiul Roman. De asemenea, și în urma sesizărilor dumneavoastră a mass mediei, dar și a altor sesizări primite de la cetățeni, am intervenit pe mai multe străzi cu RRD, cu asfalt rece, am intervenit și la trecerea la nivel cale ferată spre Iași, de asemenea am intervenit pe bulevardul Nicolae Bălcescu, pe șoseaua de centură și în zona bulevardului Republicii. Dacă mai sunt alte zone unde punctual mai este nevoie, rugăm cetățenii ca prin intermediul aplicației pentru Roman să ne semnalizeze, aceste lucruri, astfel încât să putem interveni. De asemenea, vreau să vă informez că începând de astăzi încep să vină transporturile cu acordarea de ajutoare de la Uniunea Europeană, care constau în produse de igienă, în cadrul programului operațional de ajutorare a persoanelor dezavantajate, programul 2019-2021. Spre deosebire de anii precedenți, însă, programul a suferit mai multe modificări, cele mai importante vizând categoriile de persoane care vor primi aceste ajutoare și, de asemenea, faptul că s-au introdus materiale de igienă alături de produsele alimentare, dar nu avem încă forma finală a acestui program. Așteptăm ultimele informații de la prefectură și imediat cum le vom avea, vi le vom comunica. O invitație pe care vreau să o fac romașcanilor pentru vineri, 24 ianuarie, începând cu ora 11, vă invităm să sărbătorim împreună 161 de ani de la Mica Unire. Vom fi prezenți ca în fiecare an la stejarul Unirii din strada Smirodava și tot cu acest prilej al Unirii Principatelor Române vom organiza de acum tradiționala Hora Unirii joi 23 ianuarie începând cu ora 14:30 la Biblioteca Municipală George Radu Melidon pentru a marca alături de tineri acest eveniment. Închei prezenta conferință de presă prin a mulțumi în primul rând prefecturii pentru că a organizat Comitetul Județean pentru Situații de Urgență și s-au luat măsurile pe care le-am stabilit în urma ședinței de lucru care s-a desfășurat la Roman. Practic, apele române vor fi obligate să refacă pragurile de colmatare de pe râul Moldova, care au fost distruse în urma inundațiilor. De asemenea, cei de la apele române, de la Piatra Neamț, trebuie să continue cu decolmatarea
canalului colector din albia râului Moldova și apa Servu de asemenea să efectueze lucrări de întreținere la puțuri și să facă inundarea zonei de captare astfel încât nivelul apei din puțuri să crească. În această dimineață am avut o întâlnire cu directorul APA Serv, cu domnul Vlad Angheluță, și am stabilit ca împreună să avem o gândire pentru o sursă alternativă de alimentare cu apă a municipiului Roman. În momentul de față se lucrează pe trei variante. Una ar fi o stație de captare și de tratare a apei de suprafață în zona microhidrocentralei de pe râul Moldova. O a doua ar fi realizarea unei acumulări de apă în zona Pildești și cea de-a treia o extindere a poimului. Practic, prin acest poim se prevede aducerea de apă printr-o conductă de la Preotești până la Dulcești și eventual din această conductă adusă până la Dulcești să realizăm o extindere prin care să avem o sursă alternativă de alimentare cu apă a orașului. Urmează să purtăm eventual chiar împreună discuții și la Ministerul Fondurilor Europene pentru a putea integra o parte din aceste soluții în poimul la care se lucrează deja și care este în fază de evaluare. Vom vedea în ce măsură vom putea realiza modificarea acestui studiu de fezabilitate cu aceste lucrări de investiții, astfel încât problema alimentării cu apă a municipiului Roman să fie rezolvată și nu numai atât, și trebuie să avem în vedere și dezvoltarea ulterioară a municipiului Roman și este clar că realizarea unei surse alternative de alimentare cu apă va reprezenta o prioritate pentru administrația publică locală. De aceea, în acest an, ne-am propus ca pe lista de investiții în cadrul studiilor și proiectelor să se regăsească și un studiu de fezabilitate pe care îl va realiza Primăria Municipiului Roman pentru o astfel de soluție alternativă de alimentare cu apă. Cam acestea au fost informațiile pe care mi-am propus să vi le aduc la cunoștință astăzi. În rest, pe mai departe, vă stau la dispoziție pentru întrebări. Una dintre cele trei surse alternative pentru apara mașcanilor a fost deja parte unui studiu, în urmă cu câțiva ani, când era domnul Duche la Apasel. Care dintre ele? Captarea de la Preotești. Păi aia este prinsă în poim, însă cei de la Jaspers, cei care realizează evaluarea studiului de fezabilitate, nu au permis ca această aducțiune să ajungă până la Roman, ci doar până la Dulgești. Da, pentru că au considerat că nu va fi suficient această investiție. Prin urmare, da, eu v-am spus că în momentul de față lucrăm pe cele trei variante și va fi aprobată cea mai... De ce să lucrați pe această variantă, dacă deja s-a spus odată, au venit niște specialiști... Păi nu, dar ei nu au spus că nu e bună, ci că nu e oportună din punctul lor de vedere. Că nu că nu este eficientă, nu faceți o confuzie. Rugămintea mea ar fi să cereți un punct de vedere oficial de la APA Serv. Discuțiile care au fost pe această temă au fost că nu este oportună pentru acest proiect și nici de cum că nu este eficientă. Era domnul Dugher pe unul din aceste scaune și spunea că sunt probleme și acolo cu pânza freatică și de a asigura... Bun, în momentul de față vreau să vă spun că sunt probleme și la Timișești, dacă vreți, unde un nivel al puțurilor ar trebui să fie la 1,20 m și acum e undeva la 20 cm. Deci... Mai las să întreb dacă e bine să mai merge pe variantă. Eu v-am spus că în momentul de față se analizează și cea mai bună soluție aia va fi adoptată. Am înțeles.
Program de achiziții pentru 2020 este undeva public al primăriei? În momentul de față, nu. Și când estimați că publicați? Păi, vom lucra pe această temă și îl vom publica când va fi finalizat. Am văzut în proiectul de buget că sunt 7 pagini în care romașcanii, în cel puțin o parte dintre ei, nu vor înțelege mare lucru. Spre exemplu, am fost întrebată unde sunt evidențiate acele fonduri pentru ONG-uri, pentru că ONG-urile s-au simțit. Sunt evidențiate în sumele la dispoziția Consiliului Local și pentru acest an, așa cum v-am spus, vom dubla sumele, practic vom avea alocate 200.000 de lei pentru ONG-uri și 200.000 de lei pentru bugetarea participativă. V-am spus la conferința trecută. Eu știu că a spus că veți aloca banii, doar că... Ei, în momentul de față, da, sunt în sumele la dispoziția Consiliului Local, cei 700.000 de lei. Prevăzut acolo. Acest buget nu cuprinde și sumele nerambursabile? Ele vor fi evidențiate separat? La ce sume vă referiți? Nerambursabile mă refer la faptul că sunt proiecte în derogare cu bani europeni. Acelea vor veni și le veți vedea pe lista de investiții. Din dobânzi, 3.490.000 da. Pe anul 2020, da, înseamnă atât. 3.6% din buget, vom semna dobânzi. Da. Nu e cam mult? Nu e mult deloc. De ce să fie? Păi, plecați de la premisa că în momentul de față Roma nu are un grad de îndatorare undeva în jur de 11-12%. Ceea ce e foarte... Vorbim doar de dobânzi, nu de rate de credit. Păi da, și nu trebuie rambursate? Și vă mai spun un lucru, pentru că dacă ați citit bine contractul de credit, și cred că l-ați citit bine, ați văzut că acesta este cu o perioadă de grație de 2 ani la rambursarea creditului. Și de aceea la început plătim doar dobânzi. Pe acest credit, că pe celălalt plătim și pe celălalt, da, eu la asta mă refer, că și dumneavoastră tot la asta cred că vă referiți. De credit. De ce a trebuit să dați 10.000 de euro unei firme de consultanță ca să ce? Să crească dobânda, să se introducă niște comisioane în contract? Adică nu aveți juriști și economiști în primărie care să poată negocia aceste lucruri? Că oricum n-a fost o negociere în favoarea municipiului. Păi asta e părerea dumneavoastră. Eu vă spun că din punct de vedere a municipiului, faptul că am reușit să tragem toate sumele de bani aprobate prin CAIL și am reușit deblocarea listei de investiții, reprezintă un câștig pentru primăria municipiului Roman. O firmă cu experiență în domeniul bancar este clar că a reprezentat un atu pentru noi în negocierile pe care le-am avut cu CEC-ul, pentru realizarea obiectivelor pe care noi le-am propus și exista la un dat chiar riscul, dacă vreți, a nerealizării obiectivelor pe care noi le aveam și nu ne-am dorit nicio clipă acest lucru. Da, dar riscul acesta nu era din cauza băncii. Era tot din cauza activității, nu? Nu, riscul acesta, dacă vreți, e un cumul de factori, ordonanța 114, dacă vreți, care a dat peste cap toate calculele, faptul că birocrația din achizițiile publice este foarte... îngreunează foarte mult activitatea primăriilor și este evident că în momentul în care ai astfel de sincope, am organizat licitații și nu s-au prezentat firme la execuția de lucrări, sunt situații neprevăzute care generează la un dat întârzieri în tragerea acestor sume de bani. Deci? Și trebuie atunci să te reorganizezi și să regândești lista de investiții. Să înțeleg că economiștii și juriștii din primărie n-au putut să... Nu au avut experiența necesară unor negocieri cu sistemul bancar. E altceva. Și întotdeauna când ai nevoie de sfatul unui specialist, te duci la un specialist, că așa e mai bine. Dar toată negocierea s-a făcut clar și prin intermediul colegilor mei din primărie. Accizele la gaze naturale, știu că de mai multe ori curtea de conturi a venit și a spus s-au plătit facturi care cuprindeau și aceste accize, deși instituțiile publice nu trebuie să le achite. Acum, în bugetul pentru 2020, cum se va proceda? Pentru că în anii trecuți, știți care au fost raportul? Da, noi în momentul de față ne-am estimat cheltuielile cu utilitățile și în funcție de realizarea bugetului pe partea de cheltuieli, aici în special cu utilitățile, ne vom adapta pe parcurs, la fel cum am făcut în fiecare an. Adică, să
înțeleg că veți plăti și după aia vine curtea de conturi și zice... Nu, noi vom plăti, fie vom plăti fără accize, fie vom solicita ulterior recuperarea accizelor. Am înțeles. Acest program cu AET pentru ajutorarea persoanelor, care a început teoretic de astăzi, dar spuneați că totuși ceva nu e clar, deci... Nu a început de astăzi, de astăzi au început să aducă produsele în depozit. Și așteptăm de la prefectură comunicarea cu, oficială cu categoriile de persoane și produsele care vor fi distribuite. Păi, acest lucru se va întâmpla într-o zi, două, nu vă imaginați că va dura ani. Mulțumesc. Eu am participat la convenții pentru situații de urgență de la Piața Neamț, care a fost unul deosebit de pensionat și domnul prefect chiar a cerut demisia directorului acelui comună. Prima întrebare este cum de n-ați participat și dumneavoastră, fiind vorba de apa Romanului. Și a doua problemă, acolo s-a ridicat de către domnul Bandeluță, problema expropierii celor 43 de titluri din zona de protecție, pentru că spunea că nimeni nu poate să-și asume acolo să inunde în acea zonă, pentru că pot fi chiar răuvăitori din partea acestor 43. De ce până la eu vreau să vă zile spun, eu vreau să vă spun că în momentul de față domnul director Angheluță este prezent pe teren împreună cu domnul primar al comunei Cordun, astfel încât lucrurile să se desfășoare fără sincope. Legat de prezența mea acolo, pur și simplu, eu am participat la ședința de lucru de la Roman, în care am stabilit detaliile a ceea ce urma să se stabilească în Comitetul Județean pentru situații de urgență și, în momentul de față, ne place sau nu ne place vis-a-vis de această problemă a crizei de apă, primăria Roman nu prea are ce să facă în mod concret. Dar nu mă întrebați că nu e o problemă a primăriei Roman, de despăgubirile astea nu le dă primăria Roman pe raza teritorială a unei alte unități administrative. Am înțeles că e un veșnic conflict între acești cetățeni și apasea. Spuneți-mi, vă rog, dacă după finalizarea lucrării pe care spune domnul Băbăleanu că a realizat-o, se simte o ameliorare, pentru că eu n-aș putea să spun lucrul acesta, că stau în partea de jos a orașului și eu cu presiune mai mică, dar am apăsat timpul. Cum se resimte în Roman? Eu pot să vă spun doar din punct de vedere a discuțiilor pe care le-am avut cu reprezentanții APASERV și mi-au spus că eforturile lor în momentul de față se canalizează pentru a acumula rezerve de apă pentru weekend, pentru ca în weekend să furnizeze apă. Momentan sunt în continuare probleme. Stați un pic, debitul pe Moldova este în scădere, în continuare în scădere. Debitul Moldovei? Eu vă spun ce s-a spus în... Nu, debitul Moldovei este una și acumularea de apă care a venit prin efectuate de apele române cu totul altceva. Debitul Moldovei este în scădere. Ați spus legat de subiect că e domnul Angheluț aici pe teren. Invitați-l în 10 minute să stea de vorbă cu noi. Nu pot eu să-i impun domnului Angheluță ce să facă. Ce a văzut acolo sau cum a... De ce nu îl contactați dumneavoastră și să vă răspundă. Se intră în linie dreaptă privind alegerile locale. Care sunt opiniile dumneavoastră privind asumarea în cursul zilei de azi a răspunderii guvernului pentru alegerile locale și dacă este un avantaj primarilor în funcție sau un dezavantaj sau cum vedeți? No. Din punctul meu de vedere este foarte bună propunerea alegerilor din două tururi sau dintr-un tur cu majoritatea jumătate plus unul din voturile participanților. Sunteți decis candidat, pentru că, iată, sunt formați în politică, asta... Când veți face lansarea? Nu am luat o decizie. În momentul de față ne canalizăm pe partea administrativă. V-am spus cu
la o conferință de presă trecută, care sunt intențiile mele? Mă interesează dacă ați avut o primă întâlnire în 2020 a Asociației Municipiilor și care este lista de revendicări pe care o face Asociația Municipiilor pentru guvernul Orban. Să sperăm că rezistă acestui... Da, în momentul de față nu am avut nicio întâlnire, așteptăm programarea unei prime reuniuni a Comitetului Director. Au fost doar niște întâlniri cu Ministerul Fondurilor Europene, săptămâna trecută, miercuri, pentru discutarea celor 5 direcții strategice pentru exercițiul financiar 2021-2027. Spuneți-mi, vă rog, ieri am făcut o știre legată de aceste dezbateri pe care le-am primit și graficul de la Claudia. N-am înțeles acolo, în rubrica, care e valoarea bugetului, e chimată în 1000 lei, probabil. 1000 lei, da. 1000 lei. Pentru că nu scrie nicăieri. Da, 1000 lei. Ba, scrie, dacă vă uitați undeva în colțul din dreapta sus, 1000 lei. Și cum vi se pare bugetul ăsta îndestulător? Știți cum e, dacă întrebați un primar, niciodată nu va fi de ajuns pentru planurile pe care le are, însă la o primă vedere este clar mai generos decât anii 2018-2019. La ultima întâlnire pe care ați avut-o la Asociația Municipiilor, dumneavoastră v-ați exprimat acea dorință ca guvernul aflat în funcție să crediteze autoritățile publice locale și a spus că s-a acceptat, dar cu un grafic. Cam la ce creditare vă așteptați anul acesta? Nu. Începând cu anul 2020 se va creiona acest fond de împrumut pentru autoritățile publice locale care au proiecte europene, însă în acest an nu va fi acordat niciun astfel de împrumut. Bun, dar care justificare? De ce nu de anul acesta? Păi pentru că abia a fost o propunere la sfârșitul anului trecut, bugetul era oarecum în mare parte deja creionat și nu mai erau sursele necesare pentru a crea și acest fond. Ați vorbit despre faptul că refacerea trotuarelor s-a apropiat de bazinile nord și... Păi deja s-a terminat. Așa, da. Ce vreau să vă spun? Sunt o serie de romașcani care solicită montarea în zona limitatoarelor de viteză, mai ales acolo în zona ce are o limodobă, pentru că am înțeles că acolo este locul în care se petrec foarte multe accidente. Veți ține cont de acest lucru în comisia? Păi, în mod normal, în zona CR Moldova este chiar la intersecția cu Bulevardul Republicii, ori fiind în zonă de intersecție, e greu de pus un limitator acolo. Dacă vreți propuneri din partea... Păi, aia e altceva, discutăm de totul alte lucruri. Desigur, vom lua în calcul. Acum, știți ce se întâmplă? Nici nu trebuie să transformăm tot orașul în denivelări. Trebuie să înțelegem cu toții că există o limită a vitezei care trebuie respectată pe raza municipiului Roman, 50 la oră pentru autoturisme, 30 la oră pentru mașini mari. Da, nu respect. Într-o societate normală. Da. Într-o societate normală. Haideți prima dată să fim noi cei responsabili și după aia că așa, transformăm tot orașul numai în denivelări. Spuneți-ne, a venit factura la energie electrică pentru perioada sărbătorilor și cât se ridică ea, per total, iluminat statal, iluminat... Încă nu a venit, dar nu vă imaginați că e ceva... Dacă mai faceți compensări? Sigur, compensările le facem pentru energia produsă de microhidrocentrală. Dacă vreți, și la mine acasă, mi-am pus și eu și brad, și instalații, și LED-uri. Asta e, iarna, dacă vrem să fie frumos, să intrăm în spiritul sărbătorilor, așa cum știm să mergem și la supermarket, când umplem coșurile cu mâncare, cu alea le cheltuim atunci, celelalte vin la scadență după. Cam ce economii se fac după compensarea cu energia bazată pe sistem? Plecați de la premisa că anul trecut am produs
2,3 giga. În condițiile în care ultimele luni au fost cu secetă și am funcționat cu o singură turbină. Deocamdată atât. Mi-a atras atenția colegul. În discuțiile astea pe tema bugetului, nu văd nicăieri invitați reprezentanții bisericii. S-a întâmplat ceva? La ONG-uri. E de la ONG-uri? Da. Da, merg mai departe. Vreau să vă întreb, nu v-ați anunțat în mod oficial intenția de a candida, dar astăzi aveți crezi că vreți să continuați proiectele pe care l-ați început? Toată povestea asta cu viza apei va duce unde serviciu sau nu? Electoralul. Bun, eu de regulă știți foarte bine că niciodată nu am acționat, de când sunt la primărie, nu am acționat în scop electoral, ci am fost o persoană corectă în care am informat întotdeauna, fie că mi-a plăcut, nu mi-a plăcut o anumită situație, am adus-o la cunoștința opiniei publice. Acum, fiecare cât înțelege care sunt competențele primăriei, ce poate să facă, e și o chestiune de percepție. Evident, în primul rând, mie personal îmi dă o stare de preocupare, să spunem, această lipsă a apei și este evident că fac tot ce ține de mine pentru ca această criză să fie depășită. Însă în momentul în care apare o criză, indiferent de ce natură este ea, acolo se văd caracterele puternice, cele care stau și luptă și se zbat pentru ca această criză să fie depășită sau cei care stau pe margine și doar comentează. Dar spuneți-mi, în Bălăcescu, la dumneavoastră acolo există, că la mine și Rodeaba... Păi dacă există la dumneavoastră, în Bălăcescu există cu atât mai mult. Mulțumim. Nu mă întrebați pe mine, întrebați la Consiliul Județean, nu e strada primăriei. Păi nu, eu nu vorbesc că mi este indiferent. E aceeași poveste ca și cu criza apei, da? E o investiție realizată de altcineva pe un drum județean, pentru că asta este categoria drumului, care aparține Consiliului Județean și răspunsurile sunt la ei, nu la noi. Nu noi facem plățile, nu noi facem recepția. Dar lucrarea... Probabil a întrebat dacă ați luat-o în apă. Nu, nu. Nu, noi... Și eu circul pe acolo. Bun, haideți să nu exagerăm. În momentul de față nu se strică mașina pe Mihai Viteazu. Dar e clar, că așa cum arată strada acum, ea se află încă în garanție și cel mai probabil în primăvară constructorul va mai turna un strat de asfalt. Nu, ideea este dacă nu suntem nemulțumiți, ar trebui fiecare rămașcan să adreseze direct Consiliul Județean. Eu deja m-am adresat și mi s-a spus că în primăvară. A, păi, asta e altceva. Da. Am înțeles că în primăvară se mai turna un strat de asfalt în zona în care sunt probleme. Pentru că probleme sunt până aproape de alea Revoluției. Da. Păstrez problema apei, domnul primar. Am vorbit cu domnul Angheluță și spunea că este deschis la întâlnirile cu presa și cu dumneavoastră, când se întoarce de pe teren, numai să conveniți împreună cu dumnealui, într-o oră, oră jumătate, și să ne anunțați și pe noi ca să ne spună ultimele noutăți, pentru că dumneavoastră spunea, eu nu pot veni într-un spațiu al primăriei fără... Eu vă spun altceva. Dacă dumneavoastră vă dați... Nu. Haideți să vă spun altceva, pentru că eu am de pregătit și întâlnirea și dezbaterea de astăzi. Mai vorbiți încă o dată cu domnul Angheluță și dacă... Asta e fără început, asta voiam să vă spun. Deci dacă cumva dumnealui termină în jurul prânzului, când eu voi fi în dezbaterea cu... Deci când se întoarce dumnealui, fără nicio problemă, eventual pregătesc sala dezbateri de... Dacă sunteți liber să fiți și dumneavoastră. Eu cred că nu voi fi liber, pentru că v-am spus, am alt program, dar fără nicio problemă îi transmiteți domnului Angheluță că îi pregătesc o sală unde să vă puteți întâlni cu dumnealui. M-am înțeles. Erau niște autorizații, certificate de urbanism pentru blocuri pe strada Moldovei, zona NL. Ne puteți spune câteva detalii? Sunt cele din programul? Sunt blocurile pe care noi le-am propus celor de la Agenția Națională pentru Locuințe, având în vedere faptul că certificatele vechi au expirat și
Am emis certificate noi de urbanism, urmează să ne luăm avizele și să redepunem documentația. Sperăm ca în acest an să mai câștigăm construirea unui bloc pentru specialiști în învățământ. Practic aceasta este dorința noastră și pentru aceasta pregătim o documentație. Iar cealaltă documentație se referă la celelalte două blocuri ANL, tot în zona străzii Moldovei, acolo unde încercăm să obținem finanțare și pentru aceste două blocuri. Legat de trecerea la nivel cu calea ferată, ce noutăți mai aveți? Pentru că firmele din discuțiile avute cu dânșii sunt nemulțumite de proiectul realizat, care ajunge la valoare de 300.000 de euro pentru fiecare firmă. Și au zis, dumneavoastră, este fantastic de mult să dai 300.000 de euro pentru fiecare, ca să putem să realizăm niște plăci acolo. Mai bine pun plăcile la fiecare noi. Păi să le pună. Păi să le pună. Cine îi oprește? Ziceam că poate ați mai făcut. Păi cine îi oprește? Fac discuții, dar ce nu s-a înțeles, și nu știu cine a purtat discuții, dar ce nu s-a înțeles este că în momentul de față, neexistând un proiect, sunt pur și simplu niște calcule aruncate undeva pe o hârtie. Asta a fost și nemulțumirea. Deci asta a fost și nemulțumirea noastră față de acel proiect. Am numai că ne fiind o relație contractuală cu primăria, neavând primăria nicio pârghie legislativă în acest sens, noi suntem niște mediatori, încercăm să aducem la aceeași masă niște firme care să se pună de acord asupra unui proiect și a unui proiectant. Într-o primă etapă, ce le-am cerut noi a fost să-și împartă măcar cheltuiala pentru realizarea proiectului, pentru că abia acest proiect va spune cât revine fiecăruia. Da, și ei trebuie să-și împartă acum 10.000 de euro la 4 firme. Acum întrebați-i pe ei dacă li se pare mult, li se pare puțin. Și a doua nemulțumire acolo, tot din partea firmelor, este soluția cu o singură linie. Pentru că spuneau dumnealor, volumul de activitate și la Holcim și la Downstream va crește, la fel și la Marsat, și o soluție cu o singură linie, cu un macaz, va duce la blocarea... Atunci să le repare pe astea. Nu mă deranjează. Să le repare pe astea, dar să facă funcțională trecerea aia la cale ferată. E simplu. Nu? Oscarul deja au strailul să-și achiziționeze și ceilalți să facă reparații. N-ați putea organiza o întâlnire, să ta întâlnire cu dumnealor și eventual să... Eu fac întâlnire, dar nu depinde numai de noi, depinde și de cei la CFR. Pentru că normele prevăd că drumurile naționale nu au voie să fie traversate de mai mult de o linie. Și nu trăi cum e acum. E problemă și de legislație. Noi în continuare ne vom zbate și vom încerca la Ministerul Transporturilor să obținem finanțare pentru acea pasarelă. Dar în paralel, clar că trebuie să lucreze firmele și pentru remedierea acestor probleme. Dacă s-au anulat fondurile sau s-au schimbat procedurile pentru autostradă, la pasarele nu se mai gândește nimeni. Păi da, cine v-a zis să s-au anulat procedurile? Păi nu au zis că au renunțat la partenerul. Eu cred că sunteți într-o eroare foarte mare, confruntați autostrada Unirii cu drumul expres Pașcan București. Care n-a nicio legătură. Eu pot să vă spun că studiul de fezabilitate este deja licitat și se află în execuție. Perioada de execuție este 24 de luni. Și prevede inclusiv centura Romanului. Târgu Neamț e altceva. Da, da, ăla e altceva. Drumul expres este... După 4 ani de zile mai facem proceduri ca să... Da, da, pe partenerea public-privat nu venea nimeni, lăsați că aia era o poveste. Arătați-mi și mie un proiect pe partenerea public-privat în România. Și unde ar urma să fie amplasată centura Romanului? Păi acum se lucrează la studiul de fezabilitate. Vedeți, acolo foarte bine, se fac exproprieri. Până la urmă, pentru proiecte mari de interes național, trebuie făcute exproprieri. Mi se pare și normal, nu putem să stăm în urma... Cam unde vedeți dumneavoastră să... Păi undeva între Săbăuan și Cordun să intre, să iasă între Horia și Secuieni. Așa aș vedea-o eu, aici sunt specialiștii care trebuie să stabilească. Ce rezultate mai aveți la varianta ocolitoare de la
ceea ce ați cerut dumneavoastră? Expertul ne-a solicitat să-i dăm un utilaj spre sfârșitul acestui luni pentru a-și mai lua niște analize. Sfârșitul lunii? Da. Revin la problema cu apa, dacă îmi permiteți, domnul primar. S-a vorbit numai de amenajările de pe Albia Moldovei, dar nu s-a spus nimic nici în CJSO despre conductele care pierd apă în Roman și păi e o soluție. Și s-a stabilit. Este un rezervor de captare distrus de 5 ani de zile, de 5.000 de metri cubi la gară, care ar fi stocat apa și ar fi făcut un echilibru acum. Deci sunt investiții pe care Goscom sau Apa Servă de acum. Pe lângă asta a fost o inițiativă a fostului primar de cumpărare a terenurilor de la Cornul, dacă țineți dumneavoastră în minte. S-a vehiculat o sumă care a fost inițial prea mare pe vremea primarului Diaconu de la Cordun. Acum s-a revenit cu un primar mai maleabil și s-ar putea găsi o soluție. Păi în momentul de față... Primar spunea că are o soluție de cumpărat captarea, dacă țineți minte, și să facem noi, găsim anumite soluții și au fost păi mai multe. Eu vă spun următorul lucru și, și atunci e valabil ca și acum. Ne trebuia... stabilit foarte clar regimul juridic al terenului pentru a putea depune acest proiect și pentru realizarea studiului de fezabilitate pentru modernizarea și extinderea captării de la Simionești-Pildești. În momentul de față, soluția juridică a fost concesionarea terenului de către Primăria Roman de la Primăria Cordun, lucru care s-a realizat în anul 2018, dacă mi-aduc eu bine aminte, și regimul juridic este foarte clar stabilit în momentul de față. De asemenea, în studiul de fezabilitate la care s-a lucrat, este prevăzută modernizarea captării, modernizarea aducțiunii, realizarea de puțuri noi și, în egală măsură, ceea ce vă spuneam că în urma discuțiilor pe care le-am avut cu domnul Angheluță dimineață, să încercăm să suplimentăm lista de investiții la Roman, astfel încât să introducem la modernizare cât mai multe rețele de pe raza municipiului Roman. Problema totuși, să știți că este foarte importantă, nu este spre bine, este spre rău și va merge și mai rău. Păi nu spuneți mie că eu știu. Afectați sunt oamenii de afaceri din zona centrală, unde sunt cele mai multe afaceri și romașcanii care nu au... Vă referiți la cel de alimentație publică, probabil. Și alimentație publică, da. Așa și spălătorii și tot. Deci până la ieșirea din oraș, toate firmele nu au apă. Deci sunt, e un lucru foarte important. E un an electoral în care oamenii vor sesiza lucrul ăsta și vor sancționa pe cei care sunt implicați să rezolve problema și care au așteptat atâția ani de zile să se facă ceva. Și Primăria Roman nu poate spune că nu e treaba Primăriei Roman atât timp cât a concesionat rețelele de apă și sunt în gestiunea altei firme care n-a investit nimic pentru lucrul ăsta. Deci le-au luat pur și simplu și acum vin și spun că-s vechi de 50 de ani. De ce n-au investit ei să facă rețelele de apă în Roman și să gestioneze asta? Păi, deci, au 45 de zile li s-a dat de la prefectură termen ca să prezinte la milimetru harta cu pierdere. Nu prezintă nimic, situația este foarte gravă, dar se ascunde sub preș. Deci tot se duce cu preșul. Ce? Este gravă de tot. Deci asta trebuie spus la Romașcan. Nu, și primaria nu poate să spună că nu se implică. Chiar solicităm, domnul primar, faceți o conferință de presă acum cu domnul Angheluță să ne explice ce a văzut pe... Păi v-am spus că vă pun o sală la dispoziție. Ce doriți mai mult? Domnul Angheluță este prezent, vă va răspunde la întrebări. Sunt oameni, nu pot porni centralele termice, sunt afectați, nu putem să neglijăm problema asta, este deosebit de importantă pentru oraș. Chiar principala problemă pe care trebuie să o aveți în vedere acum. Și a dus toți factorii. Da, am înțeles, mulțumesc. Eu aș reveni un pic la întrebarea colegului legată de strada Mihai Viteazu. Dacă acolo sunt nemulțumiri cu privire la modul în care a fost executat, vă întreb. Cu privire la lucrările care s-au efectuat în 2019, dacă sunt situații în care poate constructorul nu a terminat la timp și este penalizat din acest motiv, sau dacă există venituri din garanții pe care primăria le încasează anul acesta. Dacă aveți situații... Nu, în 2019 nu am avut situații care să genereze astfel de lucruri, doar în primăvară când am executat din garanția constructorului de la ocolitoare Est pentru lucrările pe care le-am făcut noi în primăvară.
Da, bine, acolo fiind un litigi, oricum banii aceia vor fi folosiți, ei rămân. E evident, în momentul de față, și oricum nicio garanție nu va pleca de la primăria municipiului Roman până nu mă voi asigura personal. Și chiar l-am spus și colegilor care realizează recepțiile, că mă voi asigura personal ca acele recepții să fie în conformitate cu realitatea. Și mai ales că eu sunt o persoană care circul destul de mult pe toate străzile din Roman, merg foarte des la atât la lucrările care sunt în execuție, cât și în urma lucrărilor care se efectuează și credeți-mă, sunt destul de exigent pe această temă. Deci, nu sunt lucrări întârziate, nu sunt lucrări... Nu, în momentul de față suntem cu toate în grafic, ba chiar cu unele avansate. Ok, nu, depinde. Sunt cele din pe Bulevardul Nicolae Bălcescu le ridică primăria. Mai avem încă vreo 6 sau 7 și finalizăm. Nu. Ele au fost odată, nu. Alea primăria și le-a asumat și depinde de categoria de lucrări, de aceea vă spuneam, sunt unele pe care le ridică primăria, unele pe care le ridică constructorul. De exemplu, pe strada Mihai Viteazu le ridică primăria. Da,